Bună ziua! O partidă dificilă, cum de altfel sunt toate de acum încolo, cum au fost și până acum. Ceea ce vreau de la jucători, să mergem pe aceeași linie. Și mă refer la dorință, la determinare, la realizări, să fim responsabili la situațiile pe care o să le avem în această partidă, cu siguranță o să fie și ocazii. Să încercăm să fim o echipă mai compactă, o echipă care să nu lăsăm spații, pentru că întâlnim Sepsi, o echipă cu jucători talentați, jucători care au calitate individuală, tehnică foarte bună, și atunci trebuie să fim atenți la aceste lucruri. Îmi doresc să facem o partidă bună. Avem ultimele două meciuri din acest campionat până începe play-out-ul, în care încercăm să luăm cât mai multe puncte, și indiferent că sunt adversari mai bine cotați ca noi, întâlnim o echipă cu Sepsi acum și apoi CFR Cluj, campioana României, și Sepsi, o echipă care sunt convins că trăiesc sau au momente de dezamăgire că nu au prins play-off-ul, dar totuși sunt două echipe foarte bune și atunci este important să luăm cât putem din aceste două partide. Se simt așa că s-au deblocat jucători, ținând cont de parcursul ăsta, parcă încep să-și revin așa. Se vede asta și pe teren, și vreau să mergem pe linia aceasta. Într-adevăr, atmosfera este din ce în ce mai bună la noi, dar nu mai este de muncă, și mă refer în primul rând la realizările individuale din timpul partidei, indiferent pe faza ofensivă, că este sau că este pe faza defensivă. Dar într-adevăr este o liniște mentală mai bună, dar nu în totalitate. Ivanovski, care este situația atacanților? Este într-adevăr, aici mă confrunt cu ceva probleme, sunt indisponibil și Mirco și Răuță și Matei și Igor Iovanovici. Deci sunt patru jucători care sunt indisponibili, plus cei dinainte, Ivanov, Ricci, Grigore. Deci am probleme astea. Încerc ca la ora meciului să aliniez un prim 11 foarte bun și care să poată din punct de vedere medical. Momentan, ieri la antrenament am avut o discuție cu ei și ce am analizat, sunt dureri, dar nu dureri eu știu care să-i pun în afara gazonului pe perioadă lungă. Vom vedea și astăzi cum se simt. Ați avut primă după acest meci? Da, ne s-a promis după meci și primă. În vremurile astea grele, o primă? Chiar dacă nu este o sumă exorbitantă, pentru că ceea ce mă încântă este faptul că indiferent că jucătorii sunt titulari, rezerve sau în afara lotului, se împarte în mod egal la toată lumea. Și asta este un lucru bucurător, pentru că vrem să fim, și nu doar vrem, chiar arătăm ca o familie. Ați încercat părinte să-i susțină, să-i motivați și din punctul ăsta de vedere că sunt lucruri importante? Da, sunt lucruri importante, sunt stimulente pentru ei. Mie îmi pare bine că ei răspund pe teren, mai ales, iată, suntem la, știți foarte bine, al treilea rezultat consecutiv bun, un pozitiv. Evident că trebuie să continuăm pe această trend, linie, nu știu. Mă bucur foarte mult că am avut momente foarte bune și eu în joc, m-a spus și Flav, în sfârșit. Dar, într-adevăr, vom vedea. Mâine jucăm un meci, într-adevăr, foarte greu și pe mine mă preocupă starea fizică a unor jucători titulari, dar nu știu, dar sunt convins că Flavius va găsi soluții și va fi, ca de obicei, inspirat în deciziile pe care le va lua pentru a pune a băga în teren jucătorii motivați. Cum de altfel au intrat jucătorii în epizodul și mi-au plăcut foarte mult și de bani, în sfârșit. Mi-au plăcut de jucătorii care au intrat. Dar, repet, nu mai intru în detalii tehnice, tactice, pentru că nu e de competența mea. Bordușan este de viitor? Pare că începe să-și găsească lucrurile echipă și este... Clar, Bordușan este un jucător cu potențial enorm. Trebuie să fii atent în continuare, pentru că sunt foarte mulți jucători la noi în lot care au potențial și e important să aibă constanță și să conștientizeze că fără muncă nu va ajunge unde îmi doresc eu și la fel de adevărat și el și familia lui, pentru că
Sunt convins că familia lui își dorește foarte tare că el să ajungă fotbalist și totul depinde doar de el. Dar este mult de muncă, potențial enorm are și nu numai Bordușanu, și Bani, și Jafer, și Gianni Crețu. Avem jucători care au într-adevăr calități, dar este important să aibă continuitate, să aibă realizări în teren și să găsim momentul când ei să fie prezenți în teren, să nu fie presiunea pe umerii lor atât de mare. Vreau să primești și pentru celelalte două meciuri? În general să știți că ne anunță înainte de partidă. Nu știm. Nu știm dacă vor urma, dar să știți că lucrul cel mai important este ca jucătorii intră pe teren să încerce să salveze echipa asta de la retrogradare și nu cred că sunt atât de importanți banii. Sunt necesari, dar nu la nivelul acesta. Ceea ce e important este că în momentele grele sau nu numai, avem în spate această galerie formidabilă și nu o spun doar de dragul vorbelor. Sunt momente când oamenii îi sprijină și chiar îi împinge spre un rezultat pozitiv. Asta e lucrul cel mai important. Și nu numai acum în meciurile astea trei care au fost, și înainte, chiar când n-am avut evoluții foarte bune. Se ție o formație care vine în goana după puncte, deși a avut evoluții bune, cum vezi tu apropo de această partidă? Cum o vezi pe Sergi? Chiar dacă i-au pierdut acum cu CFR-ul, să știți că au făcut o partidă consistentă, n-au reușit să marcheze, dar au avut o posesie foarte bună și au creat situația, au avut inițiativa, deci nu o să fie ușor. O să fie un meci deschis oricărui rezultat. Știu că, adică bănuiesc că atmosfera la ei este de tristețe, pentru că au avut un obiectiv să prindă play-off-ul, nu l-au prins și am trecut și eu prin astfel de momente când exista o dezamăgire la ei, dar, per total, este o echipă foarte bună. Vă e teamă de zăpadă, nu știu, de cum va fi vremea și mâine, că na, astăzi, cum va fi terenul, că acolo e problema. Dacă va continua să fie așa, cu siguranță o să fie un teren destul de greu, dar, indiferent de ce vreme jucăm, cum jucăm, nu căutăm alibiuri. Jucăm, indiferent de oră, de teren, de vreme, trebuie să facem un meci bun. Și să nu ne mulțumim doar că suntem pe linia aceasta, trebuie să continuăm linia aceasta. Vă surprinde victoria Farului de seară sau mai degrabă în istoria de acolo? Ambele. Să știți că am crezut că în FCSB cu jucătorii pe care iau și mai ales că sunt în luptă cu CFR-ul își vor ajudeca victoria, dar au întâlnit o echipă de copii, de tineri, muncitori, și a zis, se poate întâmpla orice, chiar dacă i-au plecat favoriți. Mai sunt ei în lupta pentru titlu? Dacă se înjumătățesc punctele atâta timp cât noi ne dorim ca să mergem cât mai sus, să încercăm să scăpăm de retrogradare direct, îmi dau seama că speranța există și la ei. Încă vă mai este teamă de retrogradare direct, având în vedere situația doar din titlu? Teamă nu ne este, doar că suntem atenți. Nu avem o teamă, avem doar atenție. Încercăm asta, ne dorim să urcăm. Să urcăm și să, dacă putem să ajungem, de ce nu? Asta este gândul nostru. Pentru că acum, dacă noi fixăm un obiectiv îndrăzneț și rămânem la stadiul ăsta, ne mulțumim cu puțin. Încercăm, vom vedea. Dar scăpați de, și de baraj, rămâneți pe viața antrenorului Dinamo? E mult spus pe viață, știți cum e. Aici, nu numai aici, am fotbal, nu ai rezultate, primul care plătește. Ai rezultate și oamenii au încredere și nu numai lucrul acesta, dacă simți că poți să duci echipa mai sus, rămâi cum să nu. Ce spuneți de gestul Federației Române de Fotbal? L-au pus un autocar, domnul Burleanu, să-l acolo să-i aștepte pe jucătorii de la Shakhtar, Dinamo Kiev? Decât de aplaudat. Asta e clar. Oricine care poate ajuta, cu siguranță este de aplaudat. Și cred că sunt mulți oameni care fac gesturi frumoase pentru momentele astea critice. Chiar așa și cei de la FCSB vor primi refugiați în cantonamentul lor, adică vor locui alături de fotbaliști. Aveți loc și voi la Sărtica? Avem, dacă e nevoie, dormim, vedem cum. Punem saltele, facem, găsim soluții, dacă sunt mulți. Cu siguranță, dar deschidem ușa pentru fiecare dintre oamenii care au probleme și mă refer la oamenii din Ucraina. Pentru că sunt, într-adevăr, oameni
cu mult suflet. Am fost acolo, am stat 4 ani de zile și știu ce fel de popor este, știu ce fel de, de oameni primitori și cum sunt ei ca și nație. Sunteți uimiți amândoi cum reușesc ucrainienii să facă față rușilor? Da, eu sunt un pic apolitic, nu prea place să vorbesc de... Evident că apreciem, evident că văd aceste scene eroice din partea populației, în sfârșit, această mobilizare generală a lor, e un lucru extraordinar de urât, de nu credeam, am mai spus că să trăim aceste momente în 2022, dar iată că am mai spus, dacă nu greșeam câteva zile, scene de al doilea război mondial cu lume care se înghesuie în stațiile de metro, de metrou, de... Deci, într-adevăr, este cumplit, repet. Am înțeles și am, evident că citesc și o ziarele, și că este loc de, o, să zic așa, o, de negociere, exact, și asta este foarte bine. Mă bucur și sper să vreau să cred că se va, acest conflict se va termina cât mai repede. Cam atât. Într-adevăr, ceea ce vedem nu este, este cumplit, repet, nu, și sper să se termine cât mai repede, pentru că iată, s-a oprit și fotbalul, s-a oprit orice activitate. Am văzut și Roberto De Zerbi s-a întors în Europa, evident, cred că în Italia. Am citit și eu, avem un grup pe poștii jucători al lui Brescia și am urmărit și eu acolo pe acest grup WhatsApp. Nea Mircea, cred că de s-a întâlnit. Da, iată, deci sunt niște reacții incredibile, frumoase din partea Europei, lumii în general, pentru această solidaritate a acestui popor ucrainean care suferă, într-adevăr. Și ce este de apreciat, din punctul meu de vedere, acest președinte al țării, Ucrainei? Adică, nu v-a impresionat, nu? E incredibil. Acum pe el îl dați modelul. Incredibil, da. Adică să nu pleci și când e bomba, îți bate la ușă și tu să rămâi lângă poporul tău, este ceva de apreciat. Ce, doamne Iohannis, la fel făcea? Nu a fost pus în situația asta, probabil că da.